Andrei Cristea a irosit prima șansă pentru gazde, însă lobul său nu l-a păcălit pe Bălgrădean. Concordia, în schimb, nu s-a jucat. Marian Cristescu a fost primul la minge în duel cu Grahovac și a deschis scorul. Tot Cristea a fost periculos și în repriza a doua, dar același Bălgrădean a scos în corner. Din lovitura de colț, atacantul Iașului a reușit să înscrie până la urmă. Egalitatea n-a durat nici 10 minute. Abia intrat, Giurgiu a făcut 2-1 pentru oaspeți la prima atingere. În pericol de a pierde Europa, Iașul s-a aruncat în atac, dar tot Chiajna a lovit pe contră și tot printr-o rezervă, Neluț Roșu. Tabela a închis-o până la urmă Picioni, aflat la a doua reușită pentru echipa lui Nicolo Napoli. Scor final, CSMS Iași-Concordia Chiajna 2-3, iar echipa ilfoveană a făcut un pas mare către salvarea de la retrogradare.